Procedura de testare a elevilor este în curs de finalizare. Secretarul de stat Andrei Baciu susține că aceasta va fi una cât se poate de clară și simplă, iar acolo unde nu există medici, testarea va putea fi făcută de profesori. Se lucrează la nivelul Ministerului Sănătății pentru a finaliza tot protocolul. Forma finală va fi comunicată imediat ce aceasta va fi gata. Vorbim de teste de salivă non-invazive. Metoda de recoltare se face diferit, deci vorbim de absența unui disconfort, de posibilitatea ca aceste teste să fie făcute, efectuate și de către personal non-medical, bineînțeles, în urma unei instruiri, astfel încât ca procedura să se facă corect și rezultatul să fie neinfluențat de maniera de testare. Andrei Baciu susține că procedura va fi una simplă, astfel încât testarea să poată fi făcută de cadrele didactice. S-au achiziționat aceste teste, procedura este în curs și acestea vor ajunge la școli. Se va stabili o cadență de testare. Testarea efectivă va fi efectuată sau de către personalul medical acolo unde există, dar din câte știu doar în 20% dintre școlile din România există personal medical. În rest vor fi instruite cadre didactice profesor. Din interiorul fiecărei școli. Nu este o procedură medicală. Personalul unităților școlare care va face testarea elevilor va fi instruit în acest sens. Va fi o procedură foarte clară, ușor de înțeles și ușor de aplicat pentru absolut oricine. Când o să avem gata, prefer să o comunicăm atunci în varianta formă. Dar în linii mari este vorba despre procedeul pe care l-ați descris dumneavoastră, dar încă o dată, nu este așa o chestiune sofisticată și nici nu ai multe variabile, multe feluri de a face această testare.